stato Taiwan, mi puoi venire a pianificare una piccola esperienza? Actors, am să încerc să fac o testare la soba fisică. Și cu ocazia asta vă urez bine ați venit la bucătăria lui Țap. Țap eram eu. Am să vă spun o mică poveste. Tata meu, Dumnezeu să-l ierte, când eram copil, a adus-o acasă, o capră care a făcut doi iezi. Așa că iezii aia au crescut, iar când tata i-a separat de capră, a dat seama că a făcut o gălăgie. Vi s-a auzit în tot cartierul. Așa că copiii m-au poreclit frumos. Țap. Așa că în amintirea acelor zile de bucurie și de fericire a copilăriei, nu pot să zic decât că am luat cu mare fericire acest denumire de bucătăria de Țap. Așa că aici o să facem pentru început un ceai de cacadâr. Să încercăm să facem focul. Focul facem doar cu scături de pe livadă, care oricum trebuia să-i dau foc și decât să ardă degeaba, mai bine să probeze soba aschete. N-am adus niște hârtie, doar curios să văd dacă o să ia foc. Vedem acum dacă ne asumăm sau nu. Practica achiziționare a chestiilor de la fierbinte este o loterie. Vedem acum dacă am câștigat sau am pierdut. Câștigi sau pierzi. Se cheamă Cânelistorie, se numește. Ia să vedem dacă putem aprinde focul doar cu puterea ochelarilor, nu? Teoretic ar trebui să meargă, dar acum fiind spre asfințit, e mai greu. Așa că o să văd un... Ia să facem ce am spus cu ea. Hei, ce am făcut cu sugitul. L-am adus. L-am adus. Ia să vedem. Așa, văd că soba are acolo deja o pornit. Ia
c'est pour le moment. Cred că am pus cam mult. Așa. Ia să mai punem un lemnișor pe foc. Mai verde siminoc, mai pune ceva pe foc. Să ne afumăm ca niște țigănuși. Eu o să cântăm la margine de drum s-angoșatră de țigan. O țigancă frumos mușică mi-a zicit pe sufasta. O țigancă mușica mi-a licit pe sufletul. Țigăncușă e frumoasă, țigăncușa mea, mi-e iubesc și nu te pot uita. Țigăncușă e frumoasă, țigăncușa mea, te iubesc și nu te pot uita. Trece iarna, trece vara, vine iarna, pleacă șatra de țigan. Țigancea ce-am iubit-o sub castan, și cu ea pleacă țiganța, ce-am iubit-o sub castan. Țigancușă, ești frumoasă, țigancușa mea, te iubesc și nu te pot uita. Hei, țigancușă, ești frumoasă, țigancușa mea, te iubesc și nu te pot uita. La 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 la. Da, și cum vă spuneam, uite așa, soba rachetă, se pare că scoate continuu de tot părerea mea. Soba rachetă, soba pisică. Acum, nici nu mă foc, nici nu s-a încălzit. E ca orice motor, și motorul de la mașină nu funcționează foarte eficient. Dacă în primii 2-3 km, deci practic orice mașină pe combustibil lichid, adică motorină, benzină, dacă mergi cu ea 1 km, 2 la temperaturi de minus 30 de grade, să nu te surprindă că o să ai un consum de, știu eu, 10-13%. Asta la o mașină normală, care normal are 7%. Da, nu știu de cât timp, o lua foc. Eu am să merg să mă văd niște materiale de astea combustibile. Da.
primul test la soba pisică. Oare în cât timp va... Cel, ca să fiarbă mai repede. Deci, ca să faci economie la combustibil, când fier ceva, poți fi cu un cocoșel, ca să fiarbă mai repede. Ia să vedem acum cât de repede o să fiarbă. Hai să mai aducem ceva de pus pe foc, că până acum n-am pus decât iarbă. Așa că iarba nu prea are putere calorică. Da, am mai adus două crenguțe. Soba pisică. Arde doar un pic în față. Să arătăm și la cameră. Am pus-o eu cam strâmb, n-am adus bolobocul, n-am adus nimic. Arde doar așa. Și acum mi-aduce aminte de armată. Ceva de genul cu un cântec istoric ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec istoric bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec istoric bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române, carpații la arme cu frunze și